Mai întâi doresc să vă spun că acel procuror are probleme de reprezentativitate și acum ne putem noi da seama foarte clar că informația zilei era faptul că secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a convocat adunările generale ale procurorilor, asta era. Și atunci era nevoie de o altă acțiune, să nu o caracterizez eu cum e această acțiune, care să acopere această informație. Consiliul Superior al Magistraturii este garantul, este garantul independenței justiției. Secția de procurori are o competență. Secția de procurori a dispus o măsură. Și acum acea măsură a dorit să fie pusă în ceață de o manipulare de acest gen care să stârnească niște intrigi, pasă minte, procurorii încep să se lupte între ei, etc. Domnul ministru tocmai a recunoscut că a eșuat în demersurile ilegale pe care le-a făcut. Domnul ministru a recunoscut că trebuie începută procedura pentru următorul mandat. Domnul ministru a venit și a spus că se termină mandatul procurorului general și că trebuie, acest fapt trebuie făcut legal, dată lansată procedura legal de la Ministerul Justiției, așa cum se face în mod corect, în mod legal, și apoi să purtăm noi discuții. Vă să zic că dacă domnile voastre mă întrebați pe mine ce voi face, păi da, nu există o procedură lansată oficial, nu există o procedură serioasă. Noi trebuie să vedem mai întâi un anunț care are în spate o procedură care este deja lansată, care are un caracter legal, și apoi puteți să mă întrebați pe mine și pe alți colegi despre această chestiune. Ce se întâmplă dacă președintele României respinge viitoarea propunere pentru a vă înlocui? Cine nu aș dori pachetul? Să speculez nimic. Eu aș dori să vă spun doar atât. Informația zilei. Nu era faptul că domnul ministru a venit tiptil aici și nu a avut curajul să ia legătura cu procurorul general. Nu era asta. Era faptul că magistrații din țară sunt convocați în adunări generale de Consiliul Superior al Magistraturii să-și dea cu părerea, să-și expună opinia cu referire la un act normativ suspect de neconstituționalitate. Ordonanța de urgență a Guvernului care tocmai a fost publicată și care va bloca Ministerul Public. Nu vom mai avea un Minister Public funcțional, spre bucuria unora. Pe fond nervos, domnul Lazăr, trăgând pur și simplu cu cuvinte, ieșind cuvintele, ai văzut într-o formă în care n-am mai văzut, ieșind din el așa, într-o manieră, de părea cumva că mai are un pic și zice și niște lucruri care nu prea se spun la televizor. Zice niște lucruri care mai degrabă sunt lăsate în umbră. Nu se ferește de cuvinte, domnul... Domnul Lazăr... Da, explicăm de ce era domnul Lazăr atât de nervos. Era nervos pentru că în momentul de față, mă rog, teoretic, știrea de la care s-a plecat, Tudorel Toader a descins în Ministerul Public să se întâlnească cu... Domnul n-a descins, a venit tiptil. Tiptil s-a întâlnit acolo cu niște doamne. Da, niște doamne mai puțin reprezentative, cu doamna Elena Iordache, președinta Asociației Procurori din România, care înțeleg că nu e reprezentativă pentru procurori din România. Dar cine e reprezentativ pentru procurorii din România oare? Dar ce e important, hai să spunem adevărul, mandatul de ce era nevoie? Mandatul domnului Lazăr, așa, după cum știm cu toții, se încheie la sfârșitul lunii aprilie. Și se pare că domnii de la PSD au deja pregătit un om, un înlocuitor teribil pentru acest domn Lazăr. Au venit cu tot felul de lucruri care ne-au dus pe o altă cărare, dar e clar că este vorba aici, la înlocuirea domnului Lazăr, de către doamna judecător Corina Mândrilă. Să ne notăm acest nume și să ne ducem aminte când am mai aflat noi despre doamna Corina Mândrilă. Doamna Corina Mândrilă e în momentul de față în cărți și pare că ea este cea care va înlocui din la 1 aprilie sau când se termină, când am zis că se termină, așa, 1 mai, pe domnul Lazăr. Ea este celebră în momentul în care a luat o decizie în dosarul domnului Radu Mazăre, dosarul retrocedărilor. Știți, dumneavoastră... Dar a luat o decizie favorabilă domnului Radu Mazăre, asta e interesant. Nu, teribil de favorabilă. Mult prea favorabilă. În sensul în care a decis, da, domnule, oamenii ăștia sunt vinovați, prejudiciu de 100 de milioane de euro, nu zice nimeni, au nenorocit statul, dar dăm domnului Mazăre 4 ani cu suspendare. Pe vechiul cod, 4 ani era durata maximă în care puteai să iei cu suspendare. Acum
acum ai doar 3. Sigur că a nenorocit această țară, dar nu poți să trimiți un om de valoare și calibru său la închisoare doar pentru că a nenorocit o țară. Adică hai să ne uităm și ce țară a nenorocit. Ce? Că n-a nenorocit Regatul Unit. Deci vezi că... N-a nenorocit România. Doamna aceasta care urmează să intre la Ministerul Public ca conducătoare, ce a făcut doamna aceasta? A decis în favoarea tuturor. A zis, e vinovat, nu zice nimeni că nu e vinovat. Da, domnule, pe asta a căutat Partidul Social Democrat. Consensul. Această doamnă mândrilă, dacă va veni procuror general, va ști cum să împace pe toată lumea, pentru că ați văzut. Iar nu spune că au greșit procurorii. Nu, nu domnule, n-a respins rechizitor, domnule, terminați, domnule. Nu, domnule, aveți dreptate, s-a furat. Ei au furat, da, domnule, ei au furat. S-au ridicat tu vinovați și au spus, noi am furat, da, voi ați furat. Păi e normal să cadă totul pe noi? Păi nu, stați, am găsit o soluție ideală. Sunteți vinovați, dar nu pățiți nimic. E bine așa? Practic, cine a câștigat procesul? Statul român, nu? Da. Ea ține cu statul de drept. Deci, dar oamenii care au pierdut, ce au pierdut? S-a pierdut timpul cu acest dosar, pentru că am văzut cum s-a soluționat de către înalta curte în urmă cu câteva săptămâni, nu? S-a decis că domnul Mazăre, cât a luat? 8-9 ani de pușcărie, nu? Adică s-a dublat, practic, pedeapsa luată anterior. După ce că s-a dublat, mai mult decât dublat, a fost cu executare. Asta e partea interesantă. Deci nu mai putea că de la suspendare, de la, da. Și dacă vreți un pic de muncă în folosul comunității, hai, lasă așa, s-a mers la an de temniță grea. Ceea ce îl supără, în schimb, pe domnul Lazar și mai tare. Cred că ăla e subiectul. E că... Și-a pus pensia în pericol, oameni buni. Și-a pus pensia în pericol, în momentul de față. Și riscă o ieșire relaxată din acest mandat, pentru că sunt șanse foarte mari ca de săptămâna viitoare să facem așa o preconizare, să fie pus sub învinuire pentru favorizarea infractorului în dosarul cu Codruța Chiove. Și au găsit o chestiune acolo, că a dat un comunicat, nu știu ce, în precedenta anchetare a cazului Ghiță Chioveși, așa, și va fi pus sub învinuire. E, momentul când va fi pus sub învinuire, este o procedură care declanșează acțiunea penală, asta îl va suspenda din magistratură. Așa se face, asta e procedura. Sunt cumva concomitente. Suspendat fiind din magistratură, domnul Lazar va pierde, mă rog, și această pensie, practic, sau mă rog, pe perioada anchetei. Nu știu, poate că se va soluționa favorabil, nu știm. Nu putem decât specula. Deci, practic, această carieră de 39 de ani a domnului Lazar... Aș vrea să-i spun mulți înainte, dar nu știu ce se întâmplă. Duce de râpă în momentul de față pe această chestiune. Acum, ce mi se pare interesant de remarcat, Răzvan? Hai, lasă-l, că au fost momente în care nici nu înțelegeai cum joacă domnul Lazar. Da, adică, a avut și momentele lui, dar acum e clar. Un erou absolut, dar nu tot timpul. Bun. Că erou cu part-time a fost domnul Lazar. Da. Cu această ordonanță de urgență pe care a dat-o Tudorel Toader, sau pe care a propus-o, să zicem, Tudorel, a declanșat-o Tudorel Toader, în acest moment putem să constatăm faptul că această secție de anchetare a magistraților este de sub tutela, nu? Este de sub tutela Ministerului Public, a domnului, da, Lazar, practic. Este practic. Dar știind că domnul Lazar este și domnul ăsta la pensie de la 1 mai încolo, sau iese din mandat oricum, că îi expiră mandatul, trebuie să ne gândim de ce au ținut ei să o scoată de sub tutela aceasta a parchetului general, care e logica, pentru că au zis, bă, hai să iasă de sub tutela lor, pentru că știm cu toții că își vor pune un om al lor. Uite, am numit-o pe doamna anterioară, nu? Da. Și atunci ce rost a avut să facă această manevră? Păi nu știu dacă reușești să o numești pe doamna... Doamna pe care ai numit-o tu, nu știm dacă reușesc și ei să o numească acolo în funcție. Sau poate mai sunt doar două luni și domnul Augustin Lazar, în postura de conducător al Ministerului Public, care este deasupra acestei secții, ar putea, și ne gândim și la varianta aceasta, să pună, că îmi place această formulare consacrată, bețe în roate în această procedură cu doamna Codruța Chioveș. Și atunci au zis, bă, hai, de câtă vreme e omul acolo, să o scoatem de tot de sub tutela Ministerului Public această secție. Și vedem apoi cum facem. Și după aia mai trăim și o mai vedea. Sunt multe variabile. Și acum există o variantă și pentru DNA, pentru că și acolo trebuie numit cineva. În urma acestei ordonanțe de urgență nu mai sunt posibile delegările. Adică nu mai poți să zici, domnule, nu numește domnul Ioan. Doar legările sunt posibile acum. Acum nu știu dacă nici legările, parcă mai degrabă nu mai știi că se mai fac. Și da, acolo puține. E propus, înțeleg, și pentru el se fac cărțile. Așa. Domnul judecător Cristian Deliorga. Așa. El este cel propus acolo. De unde intuim noi că este cel propus acolo? Care sunt argumentele care ne conduc către acest nume? Păi, în primul rând, această ordonanță de urgență a schimbat niște lucruri și au venit cu această idee că la funcția de procuror general, la funcțiile acestea de conducere a parchetelor, să vină cu judecători. Se poate
pune și un judecător, nu numai un procuror. Deși erau cei care explicau că trebuie separate carierele, carierele judecătorilor de cele ale procurorilor. Pentru că ne amintim că atunci când a făcut reforma justiției, cea care e îmbrâligat așa, că alt termen nu putem folosi pe judecători și procurori, permițându-le să sară dintr-o profesie în alta, că totuși sunt profesii diferite așa. Mâine, poi bine, o să spunem că orice jurist e binevenit acolo, da. Nu? A venit un consilier juridic. Nu putem pune judecător, păi judecător îl trimitem la barou, adică nu chiar așa. Cea care făcuse pentru prima dată, dărâmase gardul care desparte profesiile și a permis așa un amestec neplăcut într-o primă ochiului, fază, neplăcut ochiului. Ochiului și justiției, a fost Monica Macovei. Și dacă n-au înjurat-o PSD-știi pe Monica Macovei, inclusiv pentru această chestiune pe care a introdus-o ea în lege, domnule, n-a înjurat-o nimeni. Atunci, cum vii tu acum, nu? După ce ai avut o problemă cu Monica Macovei, care a permis judecătorilor să devină procuror și procurorul să devină judecător, că te trezeai că a început un dosar ca procuror și până a ajuns dosarul într-o fază superioară, omul era la o instanță judecător. Chestiuni care, sigur, ridică niște semne de întrebare. Nu intrăm pe tehnică. Dar cum tu care ai criticat... Cădem pe tehnică. Nu intrăm, nu cădem, nu ieșim. Cum tu care ai criticat, tu, Partid Social Democrat, care ai criticat această idee a Monicăi Macovei, să vii acum și să spui și la procuror pe cine punem? Dom'le, șef la procuror ar merge un judecător. Așa zic eu. Și nu orice judecător, ci judecătorul Cristian Deliorga, care acum nu are sens să ne ferim de lucruri, este de regulă asociat, tradițional asociat, cutumiar asociat, doamna Adina Florea. Pentru că se vorbea despre gruparea de magistrați, nu? Da. Deliorga Florea. Adică păreau așa inseparabile atunci când erau la Constanța. Vine, da, vine de la Constanța, și de la Curtea de Apel. Speram să ne și rămână la Constanța, dar se pare că nu. Deci cei doi erau într-o simbioză de asta magistrală, că nu-mi dau seama care e termenul de specialitate, dar cert e că erau foarte așa corelați. Cel puțin asta era opinia generală, nu? Uite, judecătorul Deliorga și procurorul Florea. Da. Găsesc pe internet, încercând să documentez subiectul, formularea aceasta. Gruparea Deliorga-Florea, nefiind infractori, nu-mi dau seama la ce s-ar putea referi termenul de grupare. Binomul Deliorga-Florea, sper că nu găsești așa, această sintagmă. Acum, nu găsesc această sintagmă. Aflându-ne în această situație, putem trage această concluzie, că ar putea veni la DNA domnul Cristian Deliorga. Păi dacă n-a putut să vină doamna Florea, vine domnul Deliorga. Iar la parchetul... Și întrebarea e care e diferența. La parchetul general, doamna Corina Mândrilă, da, tot cea Constanța. Care, cea care a văzut cât de bine a împăcat lucrurile și a dat dovadă acolo de oarece atitudine, cum să zic eu... Da. Care... Împăcitoare. Împăcitoare, ca să nu... Deci multă Constanță. Multă Constanță. Multă și Constanță. Multă Constanță. Iar de asemenea constatăm tot în concluzie faptul că cei de la Partidul Social Democrat și nu numai televiziunile asociate Partidului Social Democrat aveau acest mesaj tot timpul, l-ați auzit de multe ori. Dom'le, de ce sunt magistrați procurori? De ce stau pe aceeași lungime? De ce nu stau la aceeași înălțime procurorul și avocatul? Pentru că, până la urmă, procurorul este cel care acuză, avocatul este cel care apără. N-ar trebui să fie unul superior altuia. Da, cu precizarea că Mândrilă ne vine de la Curtea de Apel București. Acum, acum da, ați înțeles de ce am vorbit de Constanța de-a lungul timpului. Deci avem această situație în care magistrații ar trebui să fie doar judecătorii. Nu, iată că avem acum că dacă le convine, atunci trebuie cumva magistrați să fie și judecătorii. Bun, și procurori. Mergem către un alt caz acum, apropo de această situație în care nu reușim să punem într-o funcție, într-o meserie, pe unul de să aibă o diplomă, să aibă ceva ce să-l explice, să-l justifice în acea meserie. Ne trezim acum cu o nouă doamnă care opera, mă rog, aici un pic mai complicat decât era până acum. Avem o doamnă, de ce, domne, că nu se pretindea că ar fi chirurg? Fizeșan, da, care este bănuită că exercită fără drept profesia de medic estetician, dar în sensul că nu tăia, ci doar făcea niște injecții cu hialuronic. Mă, dar noi am înnebunit. Acum calculăm cât de impostor e omul care pretinde că e medic. Că am citit articolul și era așa ceva de genul. Spre deosebire de ceilalți care acum puneau mâna pe bisturiu, te deschideau, te împachetau, te coseau, te reparau. Însă se limita la niște intervenții minim invazive. Mai îți făcea o injecție cu un pic de acid hialuronic, te mai aranja pe acolo, nu îți făcea mare lucru. Stai, domnule, așa înseamnă că medic de familie
care chiar nu intervine deloc asupra fizicului tău, e chiar recomandat să te pretinzi, nu? Adică atunci, dacă doamna deja e tratată cu ceva mai multă înțelegere, hai domne, că n-a deschis, n-a făcea operații pe cor deschis, ce făcea două injecții și mi sfaturi, dacă vine unul și pretinde că e pe medicina muncii, de exemplu, chiar n-ai ce să-i reproșezi. Da, domnule, nu e medic. Nu e medic, domnule, dar uite ce făcea. Ce mare lucru, ce rău îți putea face. Dânsa pretindea că este medic, da? Și pe pagina de Facebook preciza că e medic. Acum că nu te deschidea, nu se juca cu organele tale interne, e un gest de bun simț. De bună voință, Răzvan, a dat dovadă de bună voință. Deci asta ar trebui luat în instanță ca fiind un argument în favoare. Dar domnule, tot impostor femeia, se numește. Femeia, totuși, și-a pus o barieră la lucrul acesta, putea să te taie, putea să facă o grămadă, putea să dea în cap. Dar uite, ea doar făcea niște injecții. Din cercetări a rezultat faptul că în perioada 2017-2019 femeia ar fi efectuat mai multe acte medicale estetice faciale prin injectarea acidului hialuronic în buze și cearcăne, fără a avea calitatea de medic. Păi dacă n-ar trebui să ai calitatea de medic pentru această intervenție, ai face-o, doamne iartă-mă, la salonul de înfrumusețare, nu la cabinetul medical. Corect. Nu? Da. Te-ai duce frumos de tot și îi zice, aș vrea permanent și un pic de acid hialuronic. Dacă n-ar trebui să fie medic. Că înțeleg că dânsa din zona asta venea. Din zona aceasta de beauty venea și după, probabil după câteva intervenții pe care le-a suferit, că cred că ăsta e termenul de specialitate, s-a gândit că nu e atât de greu și poate și profesa. Da, tu încă văzut, impostor... de ce mi se pare grav? Noi am văzut zilele trecute și am difuzat aici imagini cu doamna ministru de interne, doamna Carmen Dan, asupra căreia, sigur, părea că s-a intervenit hialuronic. Aceea e o persoană care pretinde că e ministru de interne și nu știu dacă ar avea dreptul. Practic, vezi tu că se lucra de la același nivel. Am remarcat un pic la un moment dat suspicios și la doamna Viorica Dăncilă o mică intervenție de genul acesta. La Sprânceană. La Sprânceană. Și-a făcut ceva la Sprânceană. Ca nu Sprânceană. Dar ce vreau să spun este că e o intervenție la care se apelează chiar de către aceste doamne care ne conduc destinele. Deci eu de-aia am căpătat o ușoară îngrijorare. Oare cei care au intervenit la doamna Carmen Dan sunt cu adevărat medici? Adică vezi tu că nu e așa de simplu. Știi, nu medicii care îi tratează buzele doamnei Carmen Dan ar trebui să ne îngrijoreze că n-ar fi medici autentici. Da. Sper că atunci când merge la altfel de medici să nimerească niște profesioniști doamna Carmen Dan. Să ascultăm pe doamna Ramona Nicoleta Fizeșan susținându-și cazul. Mesaj pentru România, pentru români. Dragii mei, vreau să vă urez astăzi, la mulți ani, tuturor celor care sărbătoriți ziua de nume, de Sfântul Ioan, vă doresc multă sănătate, fericire și un an nou plin de realizări și împliniri pe toate planurile. Vă îmbrățișez cu drag, o zi frumoasă, Doamne ajută! Mesaj emoționant trimis de această doamnă, ați văzut cu ce buze și ați văzut că buzele acelea declanșau această urare care suna altfel, suna rotund, suna mai bine, suna aveai fericit. Aveai nevoie să demarezi o anchetă ca să-ți dai seama că nu e medic? Adică, și noi ce am zis? O fi, nu o fi medic, pare medic. Mă rog. Acum, pe de altă parte, ne întoarcem la spitalul Ilfov, de unde a parvenit un raport oficial care arată că ne cei de acolo... Dar nu intrăm. Au mințit publicul și că medicul fals, doamna medic fals, și că ar fi operat 10 ani acolo, nu așa cum au declarat. Păi nu v-am spus, oameni buni, în exclusivitate în această emisiune, că avem mărturie cu privire la o operație de cezariană făcută de medicul ăsta fals, ginecologul ăsta fals, despre care se jura și se jurau și colegii medici adevărați că n-a intervenit chirurgical în viața sa. Păi, îi credeți pe ăștia de la spitalul de urgență Ilfov sau județean Ilfov? Nu știu, tu tot îi zici de urgență și mă enervezi. Da, spitalul județean Ilfov. Spitalul județean Ilfov sau noi? Acum e o problemă de credibilitate? Mă ajut să ne tăiem în credibilitate, ca să folosesc un termen chirurgical, cu spitalul județean Ilfov unde profesează fata asta cu 8 clase? Actualul șef de secție Dorin Bejan spune că i-a zis de mai multe ori doctorului Roxana Dragu, cea care era medicul principal care opera. Vezi că Roxana Dragu e capul răutăților. De acolo eu pe ea mi-o doresc în telejustiție să o văd plimbată cu spectacolul cătușelor. Ca să, o părere personală, se supără să mă dea judecată. Iubitorii de cătuși. Eu sunt iubitorul de cătuși în ceea ce privește pe doamna, că de la fata asta cu 8 clase nu pot avea pretenții prea mari să nu se joace da doctorul. Probabil ea se juca da doctor. Da. Dar de la femeia aia care a depus jurământ, s-a jurat pe Hipocrate, pe nebunii, că termină facultatea și are grijă și nu știu ce, și o acoperea pe această copilă cu 8 clase,
E, acolo am eu o problemă de discernământ. Ei aș lua liberul de la dreptul de liberă practică, banii, asigurarea pe malpraxis, tot în afară de viață, pentru că nu e așa. Da, acum trebuie să respectăm niște valori. Se pare că domnul Bârsan, pe care l-am numit anterior, i-a atras atenția. Vezi, domnule, că nu e, în mod sigur, nu e în regulă. Femeia asta nu e doctor. Și domnul Bârsan a arătat lucrul acesta, a simțit, a mirosit, a văzut. Mai lasă-l și pe domnul doctor Bârsan. Stai că le-au și pe domnul doctor Bârsan. Domnul doctor Bârsan, când a simțit că fata asta are 8 clase și face operații de cezariană, doar așa i-a bătut discret obrazul doamnei doctor Dragu. Doamna doctor, eu nu cred că e medic, domnul doctor, vă rog. Da, doamnă doctor, cu tot respectul, eu nu cred că e medic. În loc să ducă la colegiul medicilor să verifice și Bârsan acesta. Deși lui se luăm dreptul de liberă practică și tuturor celorlalți. De la Bârsan sunt niște scroci. În raportul ăștia acesta, niște scroci cu diplomă, e un excroc fără diplomă. Ideea că, domnule, stai un pic, operează de multă vreme și că noi știam lucrul acesta pentru că el, deci Bârsan, nimic. L-a semnalat. Bârsan, domnule, femeia asta, mă uit la ea cum se mișcă, mă uit la ea când ce vorbește, cum arată. Domnule, arată, n-arată medic, doamne, după ce au operat nu știu câte persoane, s-au trezit și ăștia că au coloană vertebrală și și-au dat ei seama că e neregulă. Băi, mi-e mai scârbă de ei decât de impostoare. Da. Ca și să știi. Și acum, cum stăteam noi așa? Și de tot spitalul județean Ilfov. Mergem către un alt spital la care înțeleg că a ajuns domnul Cristi Borcea. Cum era dânsul acolo? Cristi Borcea ar merita să meargă la spitalul județean Ilfov. A fost transferat la spitalul penitenciarul Rahova. Păi uite, acolo-s medici adevărați. Spitalul penitenciar Rahova, da. Ceea ce, uite, ceea ce ne demonstrează în ce fel de țară trăim. La spitalul județean Ilfov, unde te duci ca om de bună credință, dai de impostoare asta și de impostori ăștia las care au mușamalizat abuzurile și punerea în pericol a vieții omului, că asta s-a jucat cu viața omului. Da. Când făcea operație cezariană, ea așa ca maimuța cu briciu, s-a jucat cu viața omului. Maimuța cu briciu e o metaforă, ca să nu vă duceți pe la CNA prostii de astea. Puteți să mergeți la noi. Mergeți, dar vă ce zice ceva. La spitalul penitenciar Rahova, domne, numai membrii Academiei Române, un medic și unul, să nu cumva să punem în pericol sănătatea și integritatea corporală a deținuților. La spitalul de oameni liberi, vine fata asta, de n-avea nici examenul de capacitate, nu știu, vorbea cu este, la domnul Borcea, la penitenciar. Sunt medici adevărat. Bun, la domnul Borcea acolo ne trezim iară, mi-am senzația așa că suntem într-o ușoară bucră, suntem într-o ușoară situație repetitivă. Deci o luăm de la cap, Răzvan, că mi-aduc aminte că așa au decurs lucrurile și anterior. Domnul Borcea a ajuns la spital, știi că a cerut să fie, să meargă la doctor, da, meargă la spital, acolo au apărut niște, de acolo au apărut niște informații că ce făcea domnul Borcea la spital acolo, după care am aflat că... Ce făcea? Se trata. Domnule, se trata, dar se trata cu doctoritele, cu asistentele, era așa o ușoară stare de... Lasă-mă, cu 1000 de lei, cu 1000 de lei speli rușinea instituției. De desfrâu, de desfrânare. Păi ce desfrâu, mă, că era să zic că a prea curvit, dar nu e cazul, că a luat-o și de nevastă. Da. Psihologa de la penitenciar cu crocodilul din interlopul clan al sportivilor, nu? Da. E corect ce am zis, stați liniștiți. La domnul Borcea și s-a plătit 1000 de lei prejudiciu. Da. Plătiști 1000 de lei și te iubești și cu Borcea, nu? Îți dă 10% amendă pe 3 luni, ăștia sunt banii. Deci, practic, vezi că lucrurile sunt într-o repetitivitate, o luăm de la capă cu domnul Cristi Borcea. De unde îl soluționasem, de unde îl știa liniștit pe omul acesta, de unde, la casa lui. De unde l-am admirat în Ungaria, acolo unde s-a mudus, s-a măritat, era totul în regulă. De ce a trebuit să-l declanșăm iară? Vedeți că de acum înainte o să o ia de la capă și el. Dacă noi o luăm de la capă cu el, iar îl băgăm la pușcărie, el iar o ia de la capă cu noi și face aceleași lucruri. De ce nu-l lăsăm face liniștit? Copii. Lăsați-l liniștit pe domnul Cristi Borcea, un apel pe care vi-l fac. Da, o să-l lași liniștit la pușcărie. Nu trebuie să-l lași neapărat liniștit în libertate, nu? Da, da, dar ce crezi că pentru el, Răzvan, viața în libertate e altfel decât o pușcărie? Zbatere aici în libertate pentru el nu e ușor. Pentru că știm cu toții că domnul Cristi Borcea are casă grea. Are casă grea. Bun, hai să mergem către casa domnului Emil Boc, care în ziar apare astăzi într-un ziar, apare în cancan. Titlul este următorul. Zice așa, din titlul e ceva vinovat. Când intri în articol, pare după aia că stai, domnule, că nu e așa. Că domnul Emil Boc, pe care îl simpatizăm cu toții, doar nu în timpul serviciului, umbla anapoda. După care aflăm că e vorba de o pauză. Era într-o pauză. Domnul Emil Boc a fost surprins într-o pauză. S-a dus să-și pună niște ochelari. Uitați-l aici. Titlul și-a pus el așa. Victor Ciorbea, nu-și pune Emil Boc. Imagini senzaționale cu Emil Boc în timp ce a tras chiulul de la primărie. Și noi ne-am gândit vinovat. Bă, da, stai un pic, dacă și omul ăsta pe care îl știam bine la Cluj acolo, care a pus Clujul pe roate. Dar că... titlul nu e ușor imbecil? Mă rog. Cum era asta... imagini de care? Imagini senzaționale. Și ce e senzațional? Senzațional e faptul că domnul Emil Boc își pune niște ochelari și alege, își schimbă ochelarii, Răzvan. E senzațional că e miop Emil Boc? Nu, că își schimbă ochelarii. Păi eu s-ar fi modificat de ochelari. Avea ochelari și înainte, nu? Adică da, totdeauna a avut. De când îl știm? Așa știu, cu ochelari.
Așa e modelul. Da. Și e senzațional. Și acum e prezentat ca un material pe aparatul, dar deși eu dacă... A, premiul Pulitzer scrie pe voi. Eu m-am născut cu oare și ureche muzicală. Mie mi se pare că e de conivență aici. Mi se pare că... Spui tu că e o regie. Da, lejer. Spui tu că e, a zis, nu vreți niște imagini senzaționale cu mine când îmi pun niște ochelar noi? Ba da, domnule primar, dar să fie în timpul programului. Haideți, scrieți așa ca să faceți și voi vizualizări multe, dar după aia dau un drept la replică și spun că eram în timpul liber. După care... Îl bănuiești tu pe Emil Boc de mașinațiuni de acest gen? Eu o să-l văd în următoarele imagini pe aparatul cu el, pe domnul Emil Boc schimbându-și toba. O să zic, după ce a bătut toba acolo... Născut toboșar, dar și primar. Ce alea? Ce nu știai despre toboșarul Emil Boc? Este și primar de Cluj-Napoca. Da, imagini cu domnul Emil Boc. Și-a pus ochelar noi. Celebru toboșar. Cel care ne-a calificat, Răzvan, pentru că vezi tu... Da, e meritul său. Păi... Uite-te. Uite-te puțin aici, cum ne califica el pe noi. Da, trebuie să remarcăm. Nu ne dați și pare că nu ne putem abține. Să nu pare că suntem în legătură cu aceste imagini. Să nu pare că e fericit să că ne vede. Să nu se facă legătura între noi. Da, haideți să... Da. Este imagini ceva ce vă pot afecta emoțional. Bun. Dar putem să difuzăm așa ceva la orele acestea mici? Mici. Mă rog. Da. Bun. Mergem, către, mai departe. Mergem mai departe, mergem către poliția din Harghita, după ce am discutat despre tribunalul din Harghita, cel care i-a achitat pe traficanții de copii care operau în Marea Britanie, aflăm acum tot în zona Harghita și de poliția din Harghita. Care crezi că traficanții au achitat pe judecători? Într-un final. Au achitat la judecători? Au achitat judecători. Judecătorii au achitat pe traficanți, dar traficanții nu au achitat nimic la judecători? Au achitat avocați, Răzvan. Doar au fost atât de buni încât... Au convins instanța. N-au avut instanța ce să mai facă. A zis instanța, v-aș băga pe toți la pușcărie. Instanța a fost legată de mâini. Și de picioare. Și n-a mai avut ce să facă. Asta am a fost. Înțeles. Cu buzunarele, cu sute. Cu sute. Și un titlu așa de articol. Mergem într-o zonă artistică, pentru că trebuie să avem și un pic de cultură. Poliția din Harghita deține în momentul Există de față un Picasso. Și când zic artist și demon. Da. Bravo. Și când zic Picasso, mă refer la propriu. Un tablou semnat de Picasso a intrat sub tutela. Păi le place lor cu pictura de asta așa, mai abstractă. N-au zis, bă, dar și Picasso ăsta m-au zis de la că știam că așa urât desenează. Bun. Vă place cu Picasso, că în loc să luați ceva frumos, nu ceva știu. Concret, ceva concret. Nicolae Grigorescu, car cu boi. Haideți să mergem, domnule, pe valorile noastre. Asta a tras ăsta trei linii, le-a stropit cu vopse și... Nu știu, nu l-aș fi la vă spun. Da. Noi nu știam atât de rafinați între ale artei pe ce reprezintă organul în Harghita. Poate ne întrebăm cu toții cum a ajuns un Picasso pe mâna organelor din Harghita. L-au arestat, probabil. Au luat opera, a fost confiscată anul trecut de la fostul consilier local de Reghin, domnul Iulius Făgărășan. Și cum ăsta, Iulius Făgărășan, consilier local de Reghin, avea Picasso în casă? Avea un Picasso. Dar cum mă dă din indemnizația de consilier? Stătea el așa în casă, s-a trezit cu un Picasso. A zis, nu beau, nu fumez, vă rog să mă crezi că gătesc în casă, măcar bucuria asta să mi-o fac. Mi-am cumpărat un Picasso, ce să fac. Proprietarul susține că a primit-o cadou de la un prieten din Suede, de la un țăran din Telorma, care a găsit-o în curte. Nici nu știa că e Picasso. I-a spus că a pictat-o el. Da. Cum a primit ăsta de reghi? Când am văzut Picasso ăsta într-o galerie, dar ăsta trebuie să ajungă la domnul, cum îl cheamă? Domnul Făgărășan. Domnul Făgărășan. Iulius Făgărășan. Asta e pentru Iulius Făgărășan. Deci este și Picasso când s-a gândit, a zis, ăsta, dacă îi place lui Iulius Făgărășan din Reghin, eu sunt mulțumit și am mai dat așa un pic cu cuțitul de pictură pe el. Ăsta este tabloul. Și de ce l-a luat poliția? Asta e un pic. Mă, în primul rând, de ce nu l-a pus pe foc, cum ne-a obișnuit pe noi cei care... De ce nu s-a îngropat cu el? De ce nu l-a pus într-un... Adică noi știm că aceste... Astea trebuie îngropate. Noi am mai avut așa ceva la, sigur, la viața noastră. Dar se îngroapă, domnule, dar zici Picasso se ține mormânt. Nu se pune pe perete, oameni buni. Ce e asta? Urnă funerară? Dar de ce l-a luat poliția? I-a plăcut? Pentru că n-a putut să-l justifice, Răzvan. Păi n-a explicat, îl am de la un prieten în Suedia, sunteți nebuni. Ce vreți să fac acum? Nu știam că din Suedia ne vin niște numere de matriculare. Nu știam că ne vin și tablouri de mare artă. Picasso doar. Picasso doar, doar pe zona de Picasso. Păi și e suficient? Adică dacă l-ai primit? Cum, l-am primit. L-am primit și nu pot să primesc un Picasso? Am încheiat discuția. Am primit un Picasso și mai am și alte lucruri. Mai am și câteva milioane de euro. Primite tot în străinătate. Deci, aviz amator, oameni buni, dacă aveți prieteni în Suedia, rugați-i să nu vă trimită Picasso, Rembrandt și nici El Greco n-ar fi depus pe perete. O să vedeți după pauză de ce. Hai să dăm acum, nu? Vrei acum? Nu pot. Nu pot să-l înghesui pe El Greco. Să-l înghesui în două minute? Îți bagi joc?
Dau opera și hai, omului. După publicitate, revenim cu El Greco. Plus că era prea multă cultură și prea multe arte plastice așa înghesuite în partea asta. Pauză și ne întoarcem. Bună, România! Sub influența raportului de anul trecut, raport care incriminează tot ce face PSD-ul, raportul El Greco, raportul pe care l-a făcut El Greco de acolo de unde, de unde se află în momentul de față, doamna Vijulie a venit și a pus punctul pe Y, cum a zis domnul Cordoș, domnul doctor Cordoș ieri, și a făcut praf pe oamenii de la Antena 3 cu următorul argument. Asta vreau să înțeleg cum gândește opoziția. Și singura mea șansă în această seară e prin doamna Vijulie. Vijulie, să mai dau un element. Stați un pic. Funcționează și legea El Greco. Nu mai respectăm legile. Și legea El Greco. Nu mai legea El Greco. Mai dau un element. Stați un pic. Funcționează și legea El Greco. Nu mai respectăm legile. Și legea El Greco. Asta vreau să înțeleg cum gândește opoziția. Și singura mea șansă în această seară e prin doamna Vijulie. Vijulie, să mai dau un element. Imagine ce vă pot afecta emoțional cu doamna Vijulie, care ia stând așa, a auzit la televizor, zapla ceva, a prins ea cu Greco, care se împotrivește la ce face în momentul de față Partidul Social Democrat, doar că a simțit nevoia să accentueze prea mult. Nu e orice Greco. Nu. El Greco. Exact. Ridice prea mult acest Greco care era. Și El Greco se opune corupției. Da, nu știu, Da Vinci e de acord cu darea și luarea de mită. Bun, hai să separăm puțin apele. Da. Am vorbit puțin mai devreme despre Picasso. Vorbim acum despre El Greco. Din păcate, vorbim degeaba despre El Greco, doamna Vijulie se referea probabil la Greco, fără el. Adică grupul statelor împotriva corupției este un organism al niște prescurtări Consiliului Europei, da, din franceză. Dar legătură nici cu Grecia, e important să menționăm că deși ar putea părea grup d'état contra la corupțion. Nici cu, dar eu nu știu franceză, deci mi-e frică să repet. Da. N-are legătură. Ei, era și un pictor grec, că de-aia zice El Greco, da. Dar a operat mult pe Spania, de-aia îi se spune El Greco, care a trăit acum câteva sute de ani, un pictor manierist, n-are niciun fel de legătură, deși dacă stau să mă gândesc, mă, tu crezi că El Greco ar fi fost de acord cu corupția și cu ce nu se întâmplă în România? Deci, practic, nu poți să contești, pentru că ea va veni și va spune. Da, numele de El Greco era vorba. Greșit, există și statele împotriva corupției. Deci vorbeam despre pictor. I-ați urmărit lucrările? Credeți că acel pictor, acel artist grec, care a lucrat și în Veneția, a lucrat și în Spania, da, ar fi fost de acord cu ce se întâmplă astăzi în România și mai ales cu modul în care înțelege Partidul Social Democrat să guverneze? Păi el este spaniol de origine greacă și noi știm cu toții că Grecia este cea care a înființat cumva, a pus bazele democrației. Și atunci normal că Greco s-a opus, El Greco, nu Greco, El Greco s-a opus. El Greco. Înainte să se opună Greco s-a opus chiar El Greco. Nici nu era Greco pe vremea când se opunea El Greco, adică da. Domenicos Teotocopoulos. Să nu jignim pe nimeni, da. Mai simplu, El Greco. Acum atingeți de ce i s-a spus El Greco. Dacă să spui, băi, nu știu ce să fac, am văzut acest Teotocopoulos și a trebuit să-l am în casă pe perete. Eu, hai să zicem El Greco. Ai văzut cum era Picasso acela în Harghita? Apoi în Harghita? Așa ne trezim, uite-te și tu. Ne trezi cu un Teotocopoulos la Antena 3, da. Vorbind despre corupție. Deci, El Greco nu e de acord cu corupția, suntem convinși că nu întinăm memoria sa, dar doamna Vijulie se gândea la Greco fără el, adică grupul statelor împotriva asta corupției. Asta ca o curiozitate. Și apropo de corupție, apropo de împotriva corupției... Da, bravo, cine? Informația zilei de astăzi vine aproape la finalul emisiunii, când mai avem câteva minute. Bine și că terminăm. A venit! Bine că a venit! Bine că a venit, că de altfel venea la jurnal, nu mai venea la... Cea mai importantă știre, Alina Bica vrea 2 milioane de euro de la Chioveși pentru represiune nedreaptă și cercetare abuzivă. Păi merită ea 2 milioane de euro cu totul. Eu vă întreb acum dacă... Eu nu spun că n-a fost... Da. A fost achitată în dosarul... Da, domnule, nu spun că n-a fost abuzată. O fi fost și abuzată, da? Că de-aia a fugit în... Deci cu ANRP-ul, ea a fost achitată după ce a fost ridicată de pe stradă și așa mai departe. Da, și atunci, în baza acestei situații, doamna Bica zice, bă, da, de ce n-aș lua eu 2 milioane de euro de la doamna Chioveși? 2 milioane de euro? Păi da, înainte să fie abuzată, era de 2 milioane, nu știu, mi se pare mult. E cum stabilim noi cam de cât te-a abuzat pe tine Chioveși? Că vedem că la CEDO se câștigă sume de astea.
un 5.000 de euro, 10.000 de euro, 15.000 de euro. Sume. Au fost oameni schingiuiți de instituțiile statului și au primit 20.000 de euro și lasă așa că e bine. Acum, doamna Bica... Vreau să pun altă întrebare în legătură cu doamna Bica. 2 milioane de euro sunt mulți pentru deci, doamna Bica. Doamna Bica vrea 2 milioane de euro de la doamna Chioveși, dar eu vă întreb pe dumneavoastră, după cât a luat de la noi doamna Alina Bica cu ANRP-ul, care e una... E nevinovată? Domnule, e nevinovată. Nevinovată, așa cum e. E nevinovată. Și Ghiță e nevinovată în momentul de față. Toți sunt nevinovați. O țară plină de nevinovăție. Bă, nevinovăția asta... Deci, prejudiciu există peste tot, dar toți sunt nevinovați. Da. Și acum eu vă întreb, după ce a luat de la noi milioane de euro, de la noi românii, noi românii, da? Vine doamna Bica și vrea să ieși de la doamna Chioveși. Și de unde să-i dea Chioveși? Aia e întrebarea. Parcă ca să oblige să se împrumute la Ghiță, iarăși. Pe cum de unde? De la Ghiță, la Ghiță normal. Asta e manevra, da. Aia. Bun, asta așa, ca o curiozitate, domnul Victor Ponta. Nu cred că îi dă nimeni 2 milioane de euro, doamna Bica. Așa, părerea mea, uite să mă antepronunț, că nu se, o să mă recuz dacă voi fi numit în completul de judecată. Eu nu i-aș da pe mână doamnei Bica. Ce să faceți, doamna Bica? Îi să fugă iară până lume. Deci, unde-i cheltuiți? Îi spargeți până Costa Rica? Păi, dar păi dacă stătea aici, înțelegeam dacă era. Uite ce țopă ea pe lângă avocata ei politician acolo. Ce țopă ele două până curtea ce instituțiilor statului. Ce m-a deranjat este că a externalizat profitul. Exact că precum multinaționalele. Doamna Bica, cum a făcut profită în România, s-a dus cu profitul și l-a externalizat până exact. Costa Rica. Tu dacă furi aici, investește aici, domnule. Cheltuie aici. Și chiar dacă nu fur, că e, uite, e nevinovată. Da. Iei acum 2 milioane de euro, îți dă Chioveși 2 milioane de euro, umblă la contul din bancă, umblă la banii din cec și îi dă 2 milioane de euro. Ce face cu banii? Ar trebui să și spună. Statul român să întrebe, da, domnule, decidem că ar trebui să primiți 2 milioane de euro. Iar vă duceți în Costa Rica și îmbogățiți pe aia? Păi, nu mi se pare moral, domne. Da. Unde a fost abuzată? N-a fost abuzată aici? Aici să cheltuiască banii. Când au abuzat-o Costa Rica, să bage banii acolo în țara lui... cum cheamă? Bețeroate. Nu Bețeroate, domne. Nu știu, mi se pare că... Dolănescu, domne. Deci Dolănescu. Costa Rica, da. Mare demnitar da. În Costa Rica. Marele Dolănescu actual. Băi, singurul român care a fost constant în Costa Rica. Deci... E singurul român? Român care s-a dus nevinovat în Costa Rica. S-a dus acolo, a rămas în situația în care... Fără să fie căutat, da. Fără să vrea să-l aresteze nimeni, omul s-a dus în Costa Rica. Păi și cine cu el acolo, domnule? Da, hai, lumea are senzația femeile... că are dosare penale. Păi pe femeile astea le-am înțeles, s-au dus în Costa Rica de necaz. Le-am... Dar omul ăla s-a dus de bucurie. Le-am izgonit. Păi el de acolo e. A, el de acolo e de loc, da? Da, e o poveste mai greșită. El e de mic acolo. E de pe vremea când nu te duceai doar dacă ești căutat de justiție. Te duceai în Costa Rica. Ce să cauți în Costa Rica? Da. Dolănescu să ne spune. Da. Să ne judece, cum era mea. Dolănescu să ne judece. Apropo de doamna Chioveși, știm cu toții că domnul Victor Ponta, într-un interviu dat la Marius Tucă Show în 90 și ceva, a declarat că și-ar dori cumva... 2000. Era, în 2000, da? Era un tânăr la momentul respectiv, un copil. De perspectivă. O mână de om. Și cum stătea dânsul așa? Un corp de control era. Un corp domnul... ușor de control la domnul Adrian Stasera. Cum era domnul Ponta la momentul? A zis, domnule, eu aș vrea să conduc... DNA-ul. Nu, era PNA-ul atunci sau? Da, da, el n-a spus că ar vrea, să ar vrea o funcție de conducere în PNA. Da. Nu să conducă. Deci era modest. Era, dacă îl vedeați în acel registru. Dar l-ați văzut că am difuzat, da. Dar îl difuzăm. Mai era și drag de el. Nu mai era loc de el astăzi. Era la corpul de control al lui Năstase și a spus, nu, politician, nu, nu, eu nu sunt genul de om care să facă politică, nu. Eu mai stau un pic aici, mai controlez corpul domnului Adrian Năstase, corpul de control al domnului Adrian Năstase. Și apoi mă duc înapoi în magistratură, pentru că eu mă visez undeva, un șefuleț până PNA. 20 de ani mai încoace, domnul Victor Ponta este în situația în care trage de pe Facebook. Este acest politician de pe Facebook. Politicianul de pe Facebook. Așa cum era justiția la televizor, așa este Ponta pe Facebook. Bă, haideți ca să nu vă mai ținem în suspans, deși v-am promis că o să vi-l defuzăm cu altă ocazie. Vă arătăm chiar astăzi ca să vorbim pe materialul cald. Ponta când era copil. Așa de tânăr și deja... șeful corpului de control. Am îmbătrânit în Sicilia și atunci am... Există lucruri care se pot face. Nu cred că eu sau alții o să schimbăm fundamental lumea și o să rezolvăm toate problemele din România, dar cred că o parte importantă din ele le putem rezolva. Moment emoționant cu domnul Victor Ponta. De la Moș Crăciun, da. În care nu mai crede... A ajuns să-i convingă pe alții să creadă în Mickey Mouse și... s-au și înscris la el în formațiune. Așa arăta Victor Ponta când a început. Vedeți unde a ajuns. Sigur,
S-a ținut de cuvânt, mare om politic n-a... Și acum este domnul Victor Ponta, mare internaut, cum se zice. El pe internet e foarte bun. Și a luat la mână pe acești miniștri. I-a luat la taste. Da, și să vezi tu ce a scos din ei. Zice despre Leș. Leș a fost dat afară de la Ministerul Apărării în 2017 ca fiind incompetent. În 2018 a devenit competent. Da, pe parcursul unui an. Da. Da, ce care e problema? Apoi Cuc. Cuc de la Giurgiu a fost ministru 0 km, președinte de Bețe Roate, ministru 0 km. Cuc de la Neamț. Da, acum venim de la Neamț. Acum e Cuc de la Neamț. Uite, vezi că e și constat. Acum Cuc de la Neamț devine un profesionist. Vezi, gândești ca el. Și el trebuie să semneze niște contracte. Eu am fost cât de cât respectos cu tine în această emisiune. Nu știu. El trebuie să semneze niște contracte de șosele și autostrăzi cu cei care au înlocuit el drumul. Păcat că nu vrea un euro de la Uniunea Europeană pentru autostrada Moldovei. Da, dom'le, nu vrea bani. Nu vrea valută. Deci la mână, îl vrea doar pe Liviu Dragnea să îl propună. Propună. Olguța de la muncă a păcălit-o Dragnea, atenție, a păcălit-o Dragnea să plece bara transportul, bara dezvoltare, până la urmă o să plece la primăria de la Craiova după ce a simțit pe pielea ei ce înseamnă să-l susții pe Dragnea. Deci îi bagă prostii în cap Olguțe Vasilescu, vine și încinge acest foc al doamnei Olguța Vasilescu. Bagă bețe prin gard. Da. El este premierul Bețengard. Răzvan. Dar nu Răzvan. Fostul premier Bețengard. Mai zi o dată pentru consultații de la Partidul Social Democrat să-și noteze. În Chiselev 10. Ochii la mine. El este premierul Bețengard. De când bagă strâmbe. Băi, deci gratis. Asta a fost gratis. Gratis. Asta a fost de partea noastră. Am văzut că aveți nevoie. Mi s-a făcut milă de consultanții PSD-ului. Eu trebuie să-i așteptăm pe oameni și nu pot să mă uit la ei cum se zvârcolesc în chinuri acolo încercând să vină cu câte o de-asta, a formulare de-asta. Premierul Bețengard. Dacă mai sau de trei ori trebuie să o rețineți. Prima doză e gratis, atenție. Asta a fost gratis. Și da. Altceva nu mai oferim, că nu... Da, nu e cazul. Nu, după aia vă câștigăm și alegerile, fără să vrem. Păi le mai dai două, trei, de astea le-ai făcut campania. Că cum crezi tu că o să candideze ei? Păi ăsta o să-l atace partidul Bețengard, de la președinte Bețe Roate. Asta am făcut nea, Liviule, dă-ne bani. Dă-i să mă, eu trăiesc ei doi ani de zile de treaba asta, dar am dat-o noi în emisiune. Drăghici? Dar nu le dăm nimic gratis. Nu domnule, avem drepturi de autor pe asta cu Bețengard, dar n-ai doar așa să nu o folosiți voi. Drăghici zicea că face Damian autostrada... Drăghici. Da, Damian Drăghici. Damian Drăghici în Brothers. În Brothers, nu. Drăghici zicea că face la autostrada Pitești-Sibiu, știi că l-a anunțat pe Iohannis, da. Fac istorie împreună. Da. Așa tare îi durea de acea autostradă că pleacă acum la autoritatea electorală. Deci, domnule, nu l-ai așa de mult a pus pasiune în acel proiect, încât acum se duce la AEP. Păi și ce să facă, mă? Hai să stăm și să ne punem la mintea lui Victor Ponta. Acum ajung să-l apăr pe Drăghici. Mai citesc, și ce trebuie? Numai. Ce trebuia să facă Drăghici acolo? Nu l-a acceptat. I-a spus Iohannis, nu te vreau. Nu e problema la tine, nu ești genul meu de ministru al nu te vreau, pleacă de aici. Și ce să facă și Drăghici? Să se lege cu lanțurile de poarta de la Cotroceni? Nu, doamne, ori fac autostrada, ori mor. Ce să facă? Să se zidească ca Ana lui Manole în temelia autostrăzii? Ce îi reproșează lui Drăghici? Statul de Drăghici să ciugulească de la AEP. Deci, nu e previzibil că se reorienta? Am înțeles că nu putea să rămână pe auto, dar nici pe drumuri. Adică rămânea pe drumuri. Totuși, păi n-ai drumuri pe care să rămâi în țara asta. Ia uite, îl criticăm pe Drăghici că s-a dus să se alimenteze la banul public la AEP. E, ce pretenții aveam noi de la Drăghici, credeam că va trece așa la UNICEF să fie ambasadorul onorific. Și apropo de banul public, uite că ANAF-ul a devenit celebru în zilele acestea cu următoarea informație, da. Foarte importantă, somații de un leu în plicuri care costă 2 lei. Și multă lume s-a înverșunat, domnule, asta e o prostie, deci îți dai seama ce nebunie să cheltui mai mult pe plic decât pe prejudiciu. Da, trebuie să fii foarte prost. Răzvan. Nu sunt de acord cu așa ceva. Prost economist. Ideea prost ANAF-ului. ANAF-ul vine cu o filozofie aici. Pentru că despre asta e vorba. E o metaforă. Nu banii contează. E un leu. E vorba de gest. E vorba. Gestul e important. Că dacă ne interesau banii, îl executam silit pe domnul Negoiță. Exact. Și recuperam premiul. Dar nu e vorba de bani. Ideea să vezi că tu nu scapi. De principiu. Tu, cetățean, nu scapi. Negoiță scapă, tu nu scapi. Ciorbea scapă. Tu nu scapi. E vorba despre un mesaj foarte clar. Nu contează cât ne costă să-ți demonstrăm că tu nu scapi și Negoiță și Ciorbea scapă.
vom plăti oricât e nevoie nu, să-ți luăm leuțul. Dar contează. De ce nu pune popriri pe cont pentru un leu acest ANAF? Bănuiesc că se pun și popriri pe cont. Dar de ce nu-ți ia casa să-ți o vândă la licitație ca să-și recupereze leu? Așa ar trebui. Și apoi îți dau restul. Și apoi nu-ți mai dau niciun rest. Du-te la muncă dacă vrei bani. Da, e vorba de un principiu. Principiul este următorul. Voi sunteți de vină. Dacă nu avem bani, nu marii datornici sunt cei importanti, ci voi, micii datornici, sunt cei care, sunteți cei care... Dacă să te uiți la milioanele de euro datorii pe care le are Neguiță, mai bine te-ai uitat la leu pe care l-ai tu datorie, da. Românule. Pe de altă parte, are și ANAF-ul dreptate. Voi sunteți de vină. Am văzut de ce. V-ați dus pe, în decembrie 2016, ați votat acolo, ați pus frumos ștampila, ați montat ștampila pe buletinul de vot, da. Ca să poată Darius Vâlcov, așa din groapă, țâșnind cu tablourile și cu niște propuneri pentru fisc, și cu domnul Teodorovic, care amenință jurnaliștii și toată televiziunea națională în direct, să-și pună oameni la ANAF care să consume mai mulți bani pentru a recupera o sumă lipsită de importanță. Deci el dă 2 lei ca să ia un leu de la tine. Ceea ce înseamnă că prejudiciul rămâne de un leu, nu? Cam asta este concluzia. Îți dai seama inteligența doamnei care conduce în acest moment ANAF, inteligența economică, desigur, a acestei doamne? Îmi dau seama și îmi dau seama e de proverbial. Faptul că ăsta e românul până la urmă. Vezi, se strecoară să scape de datorii. Adică ar fi putut să plătească leul acela. Dar vezi, tu încearcă cumva în mod teribilist să fenteze lucrurile. Așa cum o să-l urmărim pe un șofer care prin București a tot făcut astăzi niște manevre foarte periculoase. Greu de înțeles de ce se comporta în maniera aceasta în trafic. Îl urmărim, după care comentăm. Nante au fost surprinse de camerele de supraveghere montate într-o intersecție din Sebeș. Din filmare se observă cum șoferul teribilist intră în mijlocul intersecției și întoarce mașina fără să se asigure. Însă, într-o fracțiune de secundă, a apărut un alt autovehicul care circula regulamentar. Din fericire, șoferul a fost atent și a reușit să frâneze la timp. La scurt timp după incident, șoferul, care a reușit să evite impactul dintre cele două mașini, a reclamat indisciplina bărbatului în trafic. Imaginile au ajuns la poliția rutieră, care urmează să-l identifice pe șoferul inconștient și să-l tragă la răspundere pentru isprava sa. De anul trecut, în municipiul Sebeș a intrat în funcțiune sistemul de supraveghere. Da, nu e București, așa cum mi s-a părut, e în altă parte, dar nu asta contează, tot vorba de un cetățean român până la urmă. Ce remarcați acum este un sens giratoriu în care omul ăsta se tot învârte. Este exact ce ni se întâmplă nouă în țărișoara aceasta. Ne tot învârtim în acest sens giratoriu din care nu mai ieșim. Deci, practic, vedeți, noi suntem nemulțumiți de Partidul Social Democrat, criticăm Partidul Social Democrat, românii sunt nemulțumiți, doamne, nu mai suportăm pe ăștia, vin alegerile, îi votăm, intră la putere, vin iară cu un program de guvernare, vor să pună țara pe roate, așa, după care iară ne enervăm, iară îi înjurăm, iară îi criticăm, iară vin și vă propun, domnule, haideți să facem ceva cu țara asta, că nu se mai poate, facem autostrăzi, facem așa, după care noi iară îi votăm, suntem în acest sens giratoriu din care pare că nu neapărat că nu ieșim, dar nici nu ne propunem să ieșim. Pare că a început să ne placă. Mă, eu cred că la asta ne pricepem, să fim nemulțumiți, nefericiți și să criticăm, motiv pentru care, știi cum e, pe principiu echipa câștigătoare nu se schimbă, noi rămânem cu PSD-ul, pe care ne-am obișnuit și ne-am specializat în a-l înjura. Acum, dacă îți vine un alt partid la guvernare, până te prinzi cum îl înjuri pe ăsta, aici măcar știi, cu Andrușca, cu Arsene, cu Liviu Dragnea, cu Mariano Priștean, adică, păi, cunoști să-i înjuri. Și de asta nu vrei să schimbăm, plus că, să fim serioși, nici n-a venit vreo altă formațiune mare care da. Să poată conduce singură, să spună, ia, lăsați-mă și pe mine un pic, vreo 4 ani, așa să vă arăt ce pot face. Au mai fost și alții pe acolo, să vedem cu formațiunile astea mici. Domnul Dacian Cioloș, care a intrat proaspăt în politică acum, mă gândesc... Noul Dacian Cioloș. Noul Dacian Cioloș, diferit de vechiul Dacian Cioloș. Ai remarcat, e ca la detergenți. E același detergent, doar că dacă scrie noul... Curăță și mai bine Delta Văcărești. Pauză și ne întoarcem de mâine încolo, de la ora 11. Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune. Natural. 100% natural. Carol i-a lansat gama Maestro. Produse numai din carne și condimente 100% naturale. În fiecare zi vrei